veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Frați și surori, abordăm o nouă tematică intitulată Hristos, ispășirea. Dorim pe parcursul acestor lecții să ne uităm în mod aprofundat în Scripturi și să privim în frumusețea și măreția sa pe Domnul nostru Iisus Hristos, să apreciem lucrarea răscumpărătoare plănuită de Dumnezeu, realizată în Domnul nostru și totodată, într-un mod foarte responsabil și important, să ne dăm seama ce ne revine nouă de făcut, care trebuie să fie atitudinea noastră în fața acestei lucrări și cum trebuie să se desfășoare viața noastră după ce am luat cunoștință de lucrarea aceasta dumnezeiască în perspectiva veșniciei. Deci, vom privi mai întâi asupra persoanei lui Hristos. El însuși, stând de vorbă cu ucenicii săi, i-a provocat să gândească la acest adevăr. Iată ce scrie Evanghelistul Matei în capitolul 16 de la versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Deci, nu se poate ca persoana Fiului Dumnezeu să fie trecută cu vederea. Toți oamenii, în dreptul Lui, vor aprecia la adevărata valoare sau minimalizând sau chiar conform cu ceea ce scrie în mai multe pasaje din Evanghelia după Ioan, vor considera, după cum au făcut-o și alții în cursul istoriei, în plan negativ, însă lucrul acesta va fi determinant pentru mântuire. În aceeași Evanghelie, în capitolul 22, versetul 42, Domnul lansează o întrebare de recunoaștere în dreptul său în fața mulțimii. Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Un adevăr, prin prismă genealogică și chiar prefigurativă. Persoana Domnului Hristos este foarte complexă și vă propun să ne deschidem seifele minții noastre și să încorporăm în memoria noastră cât mai multe informații necesare despre mirele, despre Domnul și Dumnezeul nostru. Cât privește lucrarea sa, el însuși a declarat în Ioan capitolul 4, versetul 34 astfel: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Domnul Hristos n-a avut o inițiativă și o lucrare proprie, independentă de a Tatălui, n-are un scop aparte. Pentru el lucrarea lui Dumnezeu era lucrarea lui. Și în finalul vieții, pământești, înainte de răstignire și plecarea din nou la locurile de unde venise, se ruga astfel în Ioan capitolul 17, versetul 4: eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. O lucrare anticipată de mii de ani și cu efect pentru toată veșnicia. Dumnezeu a desfășurat-o pe pământ, s-a deplasat aici, fiindcă avea în vedere, pe lângă restabilirea lucrurilor din ceruri, mântuirea umanității. Aici s-a dat bătălia, aici s-a derulat scena răscumpărării. E adevărat, parte din ea s-a derulat în ceruri, fiindcă Domnul Hristos este pe de o parte Dumnezeu și pe de altă parte om. Și astfel și-a desfășurat activitatea în locurile de reședință normale, potrivit cu aceste două posturi. În partea introductivă a mai multor lecții ce vor fi, vom insista asupra acestor două capitole: Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ca persoană și partea a doua, lucrarea lui Iisus Hristos. Persoana sa este diferită de toate ființele create
fiindcă El însuși este declarat de Scriptură creator. Iată ce scrie Pavel în Coloseni, capitolul 1, versetele 16 și 17. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, cosmosul întreg, fie scaunul de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai întâi de toate lucrurile și toate se țin prin El. Atunci, cine este El? Scripturile redau dumnezeirea lui Iisus Hristos. Și fără a aborda toate dovezile din atributele divine, am menționat doar următoarele. Mai întâi, eternitatea. El s-a prezentat prin expresia Eu sunt. Nu derivă din nimic, nu depinde de nimic din afară și este etern, fără început și fără sfârșit. Iată ce scrie în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, începând cu versetul 1 la 3. La început era cuvântul. Nu datează de la începutul Genesei. Era. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Pe bună dreptate se poate spune că Genesa 1 cu 1 prezintă începutul creației, iar Evanghelia după Ioan 1 cu 1, începuturile, dacă pot fi numite așa, ale veșniciilor, când Domnul Hristos era alături de Dumnezeu Tatăl, recunoscut a fi cuvântul. Iată ce declară El când se prezintă în cartea Apocalipsei, capitolul 1, citind de la versetul 10. Ioan declară: în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoia mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Și întorcându-se, Ioan a constatat că-și cuvintele aparțin Domnului Iisus, fapt pentru care în prezența Lui a căzut cu fața la pământ și după aceea a primit revelația din ultima carte a Scripturilor. Apoi, Scripturile ne prezintă sfințenia perfectă, acest atribut fundamental al dumnezeirii. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, versetul 24, la apariția Domnului Hristos, demonii care cred și se înfioară declarau: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi, te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Sau cu alte cuvinte, însăși sfințenia lui Dumnezeu întruchipat. Și mai adaug din epistola lui Petru, prima, capitolul 2, versetul 22, unde avem dovada trăirii pământești în sfințenie. Fiindcă dacă nu se pune problema păcătoșeniei Domnului Hristos înainte de întrupare, în sferele cerești, de asemenea, nu a existat nici cea mai mică dovadă, nici măcar în fața dușmanilor și a duhurilor, că Domnul Hristos a încorporat în natura sa, în persoana sa, vreun păcat. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Aceste dovezi, alături de altele, multiple, omnipotenți, toată puterea dată în cer și pe pământ, omniprezenți, El este cu noi în toate zilele, El controlează veșniciile, cerul întreg, este la dreapta Tatălui. Putem să recunoaștem și trebuie să o facem, înțelegând dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Iată ce scrie în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Deci este prezentată realitatea interioară, la nivel de Duh, nu doar observațiile exterioare. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Evident că taina întrupării este greu de priceput pentru noi. Cum a fost El deopotrivă cu Dumnezeu? Nu putem să înțelegem totul în mod absolut, fiindcă nu în cap, în mintea noastră,
nici măcar lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru noi. Atunci, cum să ne imaginăm în mod total pe Dumnezeu care este creatorul lor? Cum să intre în mintea mea de om dat să trăiască câțiva zeci de ani veșnicia lui Dumnezeu? Doar gândul, doar ideea, doar anumiți parametri care sunt perceptibili cu rațiunea noastră și ea îmbunătățită prin prezența Sfântului Duh, prin Spiritul care îl pune Dumnezeu în noi. Totuși, Scripturile îl numesc în mod foarte clar și din aceasta înțelegem că apostolii, cei care l-au urmat și au preluat învățătura, pentru ei era definită identitatea divină a Domnului Iisus. Iată ce scrie Pavel în Romani, capitolul 9, versetul 5. După ce prezintă situația evreilor și harurile lor, din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile. Și apoi îl definește în statura sa adevărată: Dumnezeu binecuvântat în veci. De-a lungul istoriei bisericii au fost foarte multe controverse asupra persoanei Domnului Hristos. Haideți să rămânem la ceea ce este scris, înțelegând dumnezeirea sa. Exact și absolut ce înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, originea lor, dacă poate fi numită așa, sunt lucruri indiscutabile, impenetrabile. Dar ceea ce este scris este pentru noi, din Scriptură v-am citit și trebuie să înțelegem, fiindcă de toate aceste adevăruri vom avea nevoie pe parcursul studiilor care urmează. Poziția sa și afirmațiile sale îl dovedesc din nou în dumnezeirea sa. El este asociat cu Tatăl și Duhul Sfânt și lucrul acesta îl putem observa, de exemplu, din cuvintele lui din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 13. În discuția cu ucenicii și în anticiparea venirii Duhului Sfânt, el a zis: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot și va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Observați asocierea și incluziunea aceasta. Duhul Sfânt ia dintre Fiului, dar ele sunt de fapt ale Tatălui, căci Fiul a trimis pe Tatăl, l-a rechemat după efectuarea lucrării pământești sau pe pământ și urma să vină Duhul Sfânt. În Evrei, apoi, putem să observăm diferența dintre Domnul Iisus Hristos și toate ființele create, fie ei îngeri cu rang superior. Iată ce scrie aici, în Evrei 1, de la versetul 6. Și când duci iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngerii lui și dintr-o flacără de foc slujitorii lui, pe când Fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Deci este incomparabil în raport cu îngerii. Iată ce a declarat el în fața judecății, în Evanghelia după Matei, capitolul 63 și 64, sunt redate cuvintele lui. Când marele preot a luat cuvântul și a zis, momentul culminant la care asistau oamenii și cerul întreg, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Noi îl așteptăm. Amin. Lucrul acesta să ne fie bine fixat în minte, să-l apreciem la adevărata valoare și, dacă este nevoie, în apărarea credinței și adevărului veșnic, să știm cum să abordăm aceste învățături în raport cu alții. Vreau să privim și la umanitatea lui Hristos. El a avut o viață normală. După momentul conceperii, care a fost supranatural, nașterea a fost naturală, viața a fost normală, cu o trăire prin alimentație, cu muncă, cu oboseală, un om al durerilor obișnuit cu suferința, a fost părtaș în mod
total naturii noastre fizice, cu excepția virusului numit păcat, moartea a fost tot una naturală, iar învierea a făcut ca și trupul să revină în mod natural la viață. Că el a spus ucenicilor, uitați-vă la mine, un duh nu are carne și oase. Haideți să citim aceste adevăruri, amintind mai întâi ceea ce a făgăduit Dumnezeu în Geneza 3:15. Aici este prima idee care arăta felul în care Dumnezeu avea să-l învingă pe diavol. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul, a zis Dumnezeu către Satana. Sămânța femeii, adică o persoană intrată în umanitate, va aduce biruință. Și mai cităm din Ioan 1:14, unde avem o dovadă foarte puternică, foarte profundă. Cuvântul acela care era la început, înainte de pământ și soare cu Dumnezeu, scrie aici, și cuvântul s-a făcut trup, a devenit om și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și adaug, Evrei 2:9, se face dovada coborârii lui de la rangul net superior oricăror creaturi, la nivelul ființei umane, mai jos decât îngerii, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus. Îl vedem încrunat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Evident că dacă nu trăia într-o natură ca a noastră, nu putea să aibă parte de o moarte ca și a noastră. De ce a fost nevoie să vină pe pământ într-un statut uman Fiul lui Dumnezeu? A fost nevoie de o substituire și ea cerea umanizare. Nu se putea ca un înger să fie adus drept jertfă și prin el să fie salvat oamenii. Pentru oameni trebuia prezentat un om, dar om sfânt nu era, și pentru dovedirea planului Dumnezeu și a iubirii sale, însuși această persoană din dumnezeire a devenit om pentru a-și împlini mandatul. Iată ce declară Scriptura în privința aceasta. Citesc tot din Evrei 2, de la versetul 14. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtașii sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce avea puterea morții, adică pe diavolul. Acest procedeu a fost absolut necesar. Am putea considera și din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere ideologic. Nu se putea împăca altfel dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui, dragostea lui, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții au supus robiei toată viața lor. Căci negreșit nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Nu se putea să fie diferit. Ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot, milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Iată un alt pasaj care vine în sprijinul acestei afirmații și a necesității întrupării și umanizării Fiului Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 40. Domnul Hristos, în discuția sa cu iudeii care credeau o idee, dar nu aveau înțelegerea reală a acestor adevăruri,
viața lor nu era schimbată. Le-a spus: dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Pe de o parte, cu mintea umană, e de neconceput una ca asta. Ca oameni, nu-i de mirare că cei din vremea lui, zeloși pentru lege, au vrut să-l ucidă cu pietre de atâtea ori. Ia uite, el, un tâmplar din Nazaret, se dă că e fiul lui Dumnezeu. Că e Dumnezeu, are putere să ierte păcatele, leagă duhurile. Erau extrem de contrariați. Puterea are, minuni se fac. Scripturile le explică în așa fel încât noi nu avem contraargumente. Dar pare prea de tot. Un om. Iar când Pavel, care nici el o vreme n-a înțeles aceste lucruri, i s-au descoperit, ajunge să le explice atât de frumos în epistolele sale. Și vom face apel tot mereu la explicațiile lui, că de fapt este justă, este normală, este binevenită realitatea aceasta a unui Dumnezeu om întrupat, venit în lume pentru mântuirea oamenilor. Iată de ce în aceeași Evanghelie, în capitolul 10, oamenii nu puteau explica situația aceasta, pentru ei era o nebuloasă. 10 de la versetul 24. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis: până când ne tot ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o de slușit. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Parcă uneori, ca oameni gândind, îți vine să zici: de ce n-a dat Dumnezeu și alte explicații, cumva să-i lămurească? Dar asta e maniera divină. Nu degeaba Domnul se ruga: Tată, te laud că te-ai ascuns de unii și te-ai descoperit altora. Petre, nu carnea și sângele te-a făcut să înțelegi, Duhul. Dumnezeu, în felul în care s-a exprimat și s-a relevat pe sine, nu necesită îmbunătățiri, fiindcă Dumnezeu s-a explicat în așa fel încât mintea noastră să-L priceapă. Nu mai trebuie să fim sinceri, să-L căutăm în adevăr și îl vom vedea în măreția sa, gloriei Domnului. Haideți să privim acum în a doua parte a lecției noastre la lucrarea lui Iisus Hristos. Dacă pentru noi este clar cine a fost El, să observăm ce a făcut El. Dumnezeu a avut un plan veșnic. Dumnezeu nu este luat prin surprindere. Dumnezeu nu duce lipsă de idei. Dumnezeu nu este în incapacitate de lucrare. Când Dumnezeu a creat cele prezentate în Genesa, planul salvării era deja aranjat. Unde se vorbește despre mântuire, ea apare asociată cu creația. De exemplu, Matei capitolul 25, versetul 34. Aici puteți să observați planul veșnic al lui Dumnezeu. Pe de o parte, Domnul Hristos face referire la momentul revenirii sale și dintr-o dată punctează acest adevăr prin prisma unui plan gândit înainte de a fi omul. Atunci împăratul vasnicilor de la dreapta lui: veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la temerea lumii. Dumnezeu a creat pământul și a așezat pe om aici, pregătise și împărăția. Cum să ajungă de aici acolo? Prin ispășirea, prin lucrarea realizată de Domnul Hristos. Înainte ca aceste lucruri să fie scrise în Scripturi și să se spună, cum este profețit în Psalmul 40, iată-mă că vin, în sulul cărții se scrie despre mine. Aceste informații, aceste lucruri au fost puse la punct în sfatul veșnic al lui Dumnezeu. Că prorocii de unde au fost inspirați? Duhul lui Dumnezeu sau vreun înger le aducea informații de la Dumnezeu din ceruri. Acolo totul era deja pus la punct. Apoi, în Evrei 4:3, li se scrie evreilor astfel: pe când noi, fiindcă am crezut,
Intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Deci unii au ratat momentul istoric, vorbește de evrei, și noi să nu cădem în aceeași pildă de neascultare. Măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite de la întemeierea lumii. Deci totul a fost, dacă vreți, redactat, dactilografiat și aprobat. Și apoi Dumnezeu a pornit la lucru. 1 Petru, capitolul 1, versetele 20 și 21. Aici avem întreita relație între Domnul Hristos, creație și planul veșnic. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul viacurilor, a vremurilor, pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Să știți, cine are credința fundamentată pe aceste adevăruri veșnice este mult mai stabil decât unul care crede într-un segment al lucrării lui Dumnezeu, care are doar o idee fragmentară. Fiindcă tu știi de unde provenim, unde ne ducem, care este cursul, credința și nădejdea fundamentate în această realitate veșnică și atât de stabilă a lui Dumnezeu, care nu poate să mintă, în care nu-i schimbare, umbră de mutare, ne va da aripi, ne va da o configurație de maturitate. Acest plan a fost realizat de-a lungul istoriei umanității, așa cum este prezentată ea în Scripturi. Scripturile nu sunt o carte exhaustivă de istorie, dar Scripturile redau întreaga realitate a planului salvării. Scripturile încep cu imaginea omului din rai și se termină localizându-l tot în rai, de la Eden la Eden. Măcar că Dumnezeu a lucrat atât de diferit în cursul istoriei. Dacă la început a fost perioada patriarhilor, Dumnezeu a comunicat cu ei și își derula planul prin ei. Amintiți-vă de Avraam, Isaac, Iacov, de patriarhii chiar dinainte de potop, un Enoch, care a prorocit despre venirea Domnului. Ei erau de-abia la început și Dumnezeu prin Duhul vorbea prin ei despre sfârșit. Hai să amintim doar trei versete din Genesa 26, unde Dumnezeu vorbea cu Isaac despre planul său și totodată planul care trecea prin ei, care îi cuprindea pe ei. 26:3-5. Locuiește ca străin în țara aceasta. Eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, că și toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminții tale, și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avraam. Îți voi mulți sămânța ca stelele cerului și voi da seminții tale toate ținuturile acestea, și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplat. În prima parte, profeția privea națiunea Israel, ocuparea Țării Sfinte, dar în partea a doua, toate națiunile vor fi binecuvântate în tine. Deja este o profeție pentru Noul Testament. Iar când scrie în Evrei că Avraam aștepta cetatea care are temelii tare, este o dovadă arhisuficientă că acest patriarh a înțeles planul lui Dumnezeu. A urmat perioada Israelului. Dumnezeu le-a vorbit. Și chiar dacă pentru o vreme le-a spus ce au de făcut, sistemul jertfelor al legii, statul Israel, prin toate se anticipa altceva. Au fost mii de ani de jertfe aduse, legăminte care au dovedit imposibilitatea umană de mântuire și necesitatea intervenției lui Dumnezeu. Iar în perioada bisericii, vă citesc acum din Efeseni 3,
se continuă parcă cu o mai mare claritate planul lui Dumnezeu. Versetele 9 la 11. Hai să citim și 8. Da, zice Pavel, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înainte tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, în felul în care Dumnezeu își derulează planul, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Deci, Pavel consideră că este un har să aibă cunoștințe de lucrurile acestea și chiar să le vestească. Stăpânirile cerești sunt interesate. Și cât ar fi de nepotrivit ca noi să nu fim interesați de aceste lucruri. Vă rog, nu socotiți că aceste lucruri sunt poate prea mari pentru noi. Pentru copii sunt mari, dar noi trebuie să tindem spre maturitate. Și vom vedea, pentru că vom cuprinde pe parcursul acestor lecții noțiuni practice care privesc încadrarea noastră în acest plan. Dacă îi vezi măreția și observi interesul cerului, nu poți să fii inconștient. Nu vei fi o fecioară nechipzuită. Și vei fi totalmente pregătit și preocupat. Poate că la treburile tale zilnice îți faci lucrul cum poți. Dar dacă ai ști că ceea ce faci va fi prezentat în fața națiunii numai, dintr-o dată, preocuparea, responsabilitatea se vor schimba. Ceea ce facem noi, nu că va fi prezentat în final doar cerului, acum cerul întreg asistă la ceea ce se petrece în biserică. Hristos lucrează fiind capul bisericii prin noi. Noi vom judeca pe îngeri. Sunt niște realități eterne, cosmice. Nu degeaba Iuda a zis în epistola sa, am vrut să vă scriu despre mântuirea de obște, despre felul în care Dumnezeu a conceput și derulează mântuirea. Dar, zicea el, trebuie să vă scriu țineți la credință că unii s-au rătăcit. Trag nădejde că între noi va fi mai mare tendința să studiem mântuirea de obște decât să ne îndreptăm spre lume și tot timpul să ne fie pusă frână acolo. Stați, nu vă duceți. Dacă suntem orientați spre Dumnezeu, din ce în ce mai mult vrei să-L vezi mai aproape, să-L observi mai în amănunte, în profunzime. Iar cât privește ispășirea, de fapt, pe această problemă ne vom axa mai mult în lecțiile următoare, ea s-a derulat în persoana Domnului Hristos prin viața, moartea, învierea, înălțarea, prezentarea sa în ceruri ca mare preot și rămânerea sa ca mijlocitor între Dumnezeu și oameni, ca guvernator pentru restabilirea lucrurilor din întregul univers. Vom observa la momentul potrivit ce de fapt a urmărit Dumnezeu cu ispășirea și ce trebuia să rezolve ispășirea. N-a fost un lucru făcut de Dumnezeu doar ca design, să facă puțin mai atractivă lucrarea de mântuire. Ca și cum poate ar fi fost mai simplu să se hotărească într-o zi, să dea o lege și să spună gata, v-am grațiat. Nu se putea, nu este ceva simplu. Când vom intra în rădăcinile problemei și apoi în ramificațiile ei, o lucrare absolut necesară, gândită de Dumnezeu. Iată ce scrie tot în Efeseni, în capitolul 1, de la versetul 4, despre lucrarea lui Iisus Hristos. Dacă ar fi să vă las temă pentru acasă doar aceste versete, să faceți o analiză pe acest text, să vedeți câtă bogăție se ascunde aici și cât sunt de profunde, cât de greu de înțeles. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, și acum cuprinde un alt domeniu, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei Lui, spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în preaiubitul Lui. Alt aspect, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos
toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celui care face toate, după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și când cântăm cântarea Ce har, oare realizăm măcar cât a înțeles cel care a compus-o? Ce har, ce har măreț! Dintr-un păcătos supus descompunerii și intrării în țărână fără urmă, să pună Dumnezeu Duhul Său în noi și să ne dea un destin veșnic, să ne facă coparticipanți la planul Său și părtași cu El la împărăție pentru toată eternitatea. La asemenea înțelegere, la o asemenea chemare cerească numită de Scripturi, ar mai merita să fim niște copii răi care, în loc să ne scrie în lecțiile, măzgălim prin caiete? Nici de cum. Iată de ce este nevoie să ne dea Dumnezeu înțelepciune și pricepere duhovnicească, pe care unii, din nefericire, nu au nici în prima fază, să fie convinși că nu-i bine să facă răul. Iată de ce se roagă în versetul 17 Pavel și el se ruga neîncetat. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, ca să vă lumineze ochii inimii și să pricepeți care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioși nemărginita mărime a puterii Lui după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos, că El este realizatorul ei. Deci nu priviți, dar simplu, asta îi ajunge la copiii mici, la preșcolari. Hristos a murit pentru noi, ne-a iertat și noi mergem în cer. Dacă și pe clasa a 12, să nu mai zic de facultate, tot numai de astea face unul și cu unul face doi, atunci mai bine nu mai plăteam azi dascăl, rămâneai numai cu învățătoarea. Dar dacă pe de o parte Domnul Hristos a lucrat și totul s-a realizat la parametri absoluți, n-a lipsit nimic, la ce face Dumnezeu nu trebuie corectură, nu sunt lacune, care este atitudinea și aportul nostru? Care este responsabilitatea umană? Iată ce spune în Evrei, capitolul 6, versetele 1 și 2. De aceea, să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Și în versetele de mai sus, din capitolul 5, se face diferențierea dintre prunci care nu se dezvoltă, sunt retardați unii, și starea de om mare. Starea de om mare în Hristos nu te face să o iei înaintea lui Hristos, nici nu-ți aduce un aer de mândrie. Căci cu cât te apropii de Dumnezeu mai mult, cu atât îl vezi mai mare și cu atât îți vezi nimicul tău, starea ta de nulitate, dacă vreți. Că începând cu creația și până la lucrările care sunt desfășurate prin noi, toate aparțin lui Dumnezeu. Noi suntem doar vase ale harului Său. Ideea aceasta a pocăinței este prima și ea trebuie pusă în mod total. Altfel nu avem parte de răscumpărare, de nimic, de nimic. Este lecția peste care nu se trece mai departe, până nu este învățat, până când este știută și practicată. Pocăința și credința. Credința se dezvoltă și apoi toate celelalte se derulează prin credință. Dar pocăința este baza. Același adevăr rezultă și din cuvintele Domnului Iisus când și-a început propovăduirea. Citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetele 14 și 15. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape.
pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăința rezolvă problema naturii noastre decăzute, se produce înfierea, intrăm din nou în sfera divină și apoi luăm cunoștință de toate celelalte lucruri care Dumnezeu le-a rânduit pentru noi, fie în viața aceasta, fie în viața viitoare, în măsura în care Dumnezeu ne-a rânduit și ni se descoperă. Aceeași realitate o surprinde și Pavel când vorbește în Fapte 20. În fața prezbiterilor din Efes. Versetul 21. El face o privire de ansamblu și zice: să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și de aici, când spui credința în Hristos, intri în legătură cu Hristos pe tot firul planului lui Dumnezeu. Și încheiem punctând bifurcarea veșnică care pornește de la aceste adevăruri. Această realitate oferă harul vieții veșnice, dar nerealizarea, ratarea acestui obiectiv aduce pierzarea veșnică. Iată ce spunea Domnul în Ioan 17 de la versetul 1, în cuvinte adresate lui Dumnezeu Tatăl. Priviți cuvintele acestea ca o discuție între cei care au discutat înainte de facerea lumii cum să mântuiască și să salveze păcatul, cum să rezolve paranteza aceasta neagră. Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe Tine, după cum ai dat putere peste orice făptură și din cer și de pe pământ, ca să dea viața veșnică tuturor celor pe care i-ai dat Tu. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Deci, înțelegerea acestor adevăruri și efectiv trăirea lor se aduce viața veșnică. Ratarea lor aduce pierzare. Iată ce scrie în aceeași Evanghelie, capitolul 3, versetele 16 și 36. Aceste două versete prezintă laturile lucrării lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Deci cine acceptă ce a făcut Fiul și participă cu El mai departe la realizarea planului, are viața veșnică. Aceasta este viața veșnică. Cu El ne-o petrecem. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Deci nici nu va ajunge să cunoască. Ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Doamne, păzește-ne! Să ne rugăm în permanență ca atât noi, cât și cei din jurul nostru care aud sau cărora noi înșine le vom propovădui sau alții, să poată să-L înțeleagă pe Domnul Hristos așa cum este. Și să putem vedea cât putem lucrarea lui Dumnezeu și să ne lăsăm prinși în cursul acesta al ei cu toată ființa noastră. Pentru că cu adevărat vrem să fim în veșnicie cu Dumnezeu. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.